Medicare sau e suficient? Cum vă simțiți? Continuăm? Sau... Da, da, da. Dacă... Așa, vă destindeți, cum plecați, nu? Foarte bine, foarte bine. Le așteptăm pe părinte la natura. Așa. Pentru că tot am vorbit despre psihologie, am putea să facem o paralelă sau o legătură, o conexiune între transumanism și narcisism. Cine dintre dumneavoastră știe ce la narcisism? Am avut o admirație excesivă. Definiția perfectă. Auto-admirație excesivă, spune doamna. Gheorghe Maria, dar nu am studiat psihologie. Așa mi-a venit. Va veni foarte bine. Gândindu-mă la mitologie. La... Așa, la mitul narcis, da. Auto-admirație excesivă. Pericolul transhumanismului este acela de a ne oferi iluzia că ne poate dota cu omnisciență, omnipotență și omniprezență. Vorbeam despre faptul că prin social media trăim sentimentul ăsta că putem fi conectați cu oricine de pe planetă. Ca și cum ființa noastră s-ar extinde la nivel global. Este adevărat că acum putem scrie oriunde de pe planetă. Este adevărat lucrul ăsta. Omnipotența se referă la iluzia de a putea să realizăm orice. Iar o componentă a transumanismului este aceea de a ajunge să se considere că într-o bună zi, cei ca noi, fiind bolnavi și având boli incurabile sau organe care nu se mai refac, să poată fi înlocuite cu organe sintetice. Industria protezelor a luat un avânt enorm. Și în momentul ăsta pot fi înlocuite brațe care pot primi comandă mentală, neuronală, astfel încât putem deplasa niște degete mecanice. Probabil că ați văzut. Mâna bionică. Mâna bionică, da? Dana reamintește de mai multe ori despre ochiul bionic, care poate să ne facă, să ne doteze cu capacitatea de a vedea mult mai multe decât vede ochiul uman. Și scenariul tragicomic al transumanismului este acela în care, într-o zi, nu doar mașinile vor putea intra într-un garaj pentru reparații capitale, ci și oamenii. Ceea ce înseamnă că am putea trece într-o primă fază pentru un diagnostic, astfel încât să se poată constata care este starea noastră de sănătate, după care să ni se facă o recomandare legătură cu piesele de schimb pe care le putem achiziționa dintr-un depozit specializat. Nu întâmplător, există de ceva timp industria celulelor STEM. Sunt acele celule din corp care au potențialitatea de a deveni orice alt țesut din corp. Și există astăzi un interes pronunțat, cu foarte multe bugete alocate, pentru a putea crea un laborator care produce un laborator organe. Astfel încât atunci când unii dintre noi ajung să aibă nevoie de un transplant, să poată fi achiziționat dintr-o bancă de organe care nu sunt prelevate de la definiție umană, ci au fost crescute în laborator. Știți că în momentul ăsta există carne care este creată în laborator? Din molecule de proteină. Deja se întâmplă lucrul ăsta. Deci, din punctul ăsta de vedere, putem spune că în 2019, fiind, suntem deja în viitor. Și că semnele transumanismului sunt mai mult decât prezente în jurul nostru. Vorbeam de omnipotență, omniprezență și omnisciență. Hai să vorbim un pic despre componenta de omnisciență a transumanismului. Deja de decenii există cercetări și fonduri alocate pentru a putea conecta plăcuțe de siliciu cu terminații neuronale. Ce înseamnă asta? Înseamnă visul transumanist de a putea cupla capacitățile unui computer cu funcțiile creierului uman. Asta încât la un moment dat să se ajungă, și acum sare etapele, la varianta pe care o vedeți în anumite filme, de a putea deschide o bucățică din cutia ucraineană, că spunea divertis, da? Și de a putea... Da. De a putea introduce echivalentul unor sticăre de memorie cu informații, cursuri, filme, sau mai știu ce alte elemente informaționale direct în creierul care este deja mixt. Este uman, și este computerizată în același timp. Se lucrează la această componentă. Și atunci, tot ceea ce numim noi școala astăzi,
va fi complet revoluționat, spun ei. Copiii nu vor mai avea nevoie să meargă la școală ca să asculte un profesor care le livrează niște informații, ci e suficient să primească prin poștă niște dispozitive electronice comandate online, astfel încât să se doteze cu informația necesară pentru a stăpâni un anumit domeniu. Vă imaginați că asta va transforma complet actul de cunoaștere, procesul de învățământ și va crea simetrii la nivelul vârstelor, pentru că dacă cineva vrea să facă analiză matematică din clasa 5-a, nu va exista nicio oprelice din punctul ăsta de vedere. Atâta timp cât își face un upgrade al creierului capabil să proceseze analiza matematică la 11 ani. Dar atunci Ce mai rămâne din ființa aceea? Asta este o foarte bună întrebare. De fapt, componenta postumană sau postumanistă vizează faptul că omul va atinge o altă treaptă evolutivă în termenii lui Darwin, în care ce denumim noi astăzi oameni vor fi variante biologice sau versiuni biologice evolutive depășite și că în varianta postumanistă și transumanistă, sună apocaliptic, așa e? Oamenii vor fi un mix între componente biologice și componente electronice și sintetice. Așa numiți cyborgi. Cyborgi. Da. Ceea ce înseamnă că, în mare parte, lupta de a face față suferinței provenite din îmbătrânire și boală va fi compensată prin componente artificiale care vor deveni parte integrantă din structura noastră corporală. Și în momentul ăla va începe procesul de robotizare a ființei umane. De asta vorbim de postumanism. Nu va mai fi omul pe care îl știm astăzi. Și sentimentele unde vor? Știți că în Star Trek era acest personaj, Data, și una din temele echipajului uman din jurul lui era să doteze cu sentiment astfel încât el să poată să râdă la glumele lor și să aibă empatie. Dar toate lucrurile astea se rezolvau printr-un modul care era introdus la un moment dat, sau era scos. Pentru că la un moment dat se face un experiment cu el și râdea prea mult și la orice mesaj, de exemplu. Adică avea un modul care îl făcea să râde exagerat de mult. Cam astea sunt componentele care țin de un transumanism care vin de ideea unui supra-om, pentru că îl dotează cu omniprezență, să ai sentimentul că ești la tine acasă și în același timp conectat cu restul planetei, omnipotență, că poți orice, oricând, oricum, și omniștiență. Că dacă vrei să cunoști ceva, ești la doar două clicuri distanță de orice tip de cunoaștere. Și bineînțeles... Avea conștiință? Ei, și asta este o temă care este dezbătută și se vorbește despre clonarea identității digitale, de fapt. Și nu știu dacă aș putea să vă indic un film care a încercat să traducă ideea asta de curând. N-a fost neapărat foarte popular. Se numește Transcendence, Transcendența. Și este vorba despre un om de știință care suferă de boală incurabilă, știe că va muri, cercetează în domeniul tehnologiilor și reușește să-și transfere identitatea într-un computer. Filmul a ieșit în 2014, dacă nu mă știu, și puteți să-l vedeți. Și acolo se pune problema în ce măsură poți reproduce arhitectura cerebrală și o poți transfera într-un computer versus partea de conștiință. Pentru că ce vedem în acest film este o dorință a personajului care își transferă conștiința și identitatea lui într-un computer până a se dezvolta, până la nivelul la care ajunge să se hrănească cu puterea de a domina orice. Pentru că în sistemul în care el este transferat, un sistem de servere, nu mai există limite. Și atunci când nu există limite, nu mai ai discernământul de a spune stop. Și ăsta este un film avertisment în legătură cu ce înseamnă să transferi aparent cunoașterea neînsoțită de valori, de discernământ și de conștiință. Și, de fapt, prin transferul de identitate pe server, înseamnă asigurarea nemuririi. Se discuta altă pe cum va fi omenirea... E un tip de imortalitate digitală, da. Sigur că da. Victor, care vă numesc un psiholog de profesie. Bună seara. Și recunosc că
că nu s-a adentrat în humanism, e total nou. Totuși ne-a mea mai bucurat în teatră. Sunt un pic confuz. Apropo de ce spuneați de când ochiul ideologic. Există foarte multe studii în momentul actual și cercetări și aplicații din zona neuropsihologiei care încearcă persoane care își obit alte funcții. Vedere, simțul echilibrului, da? Vedere, simțul echilibrului și alte funcții pe care le-au avut și la pierdut. Sunt create dispozitive care ajută acele persoane să-și recapete funcția. Aceste dispozitive intră sub imperiul acestui transumanism sau sunt altceva? Vreau să-mi spuneți, da. Tot ce înseamnă domeniu... întrebarea a fost, din perspectiva unui psiholog, care are acces la studii în care, în momentul ăsta, există dispozitive care vin să compenseze eventuale tulburări neuro... Există echivalentul unor protezări la nivelul redobândirii funcțiilor cerebrale, atunci când urmă un traumatism s-au pierdut. Și întrebarea domnului este în ce măsură putem încadra tipul ăsta de contribuție tehnologică la curentul transumanist. Dumneavoastră știți că orice asemenea fenomen de anvergură ajunge la noi sub forma unui cal troian. Se prezintă sub forma unui dar și avem tendința să apreciem faptul că am primit acest dar neașteptat. Foarte puțină lume a înțeles la început că avea acces la internet nu înseamnă doar că tu accesezi informații despre lume, ci și că autorități specializate pot avea acces oricând la ceea ce tu ai pe calculator și eventual în casă. Este genul de cal troian pe care și accesarea internetului l-a permis la un moment dat. Ei, sigur că un asemenea curent se poate vinde prin beneficii imediate pe care un bolnav, care trece un traumatism, le poate resimți prin faptul că își redobândește niște funcții. Dar este doar o primă componentă și este componenta de cal troian, putem să vedem. La un moment dat, oamenii care accesează asemenea dispozitive ajung să fie dependenți de asemenea dispozitive. Ele pot necesita întreținere, pot trece prin upgrade-ul, prin îmbunătățiri și atunci dacă vrei să-ți menții funcția, e nevoie să te abonezi la aceste servicii de îmbunătățire. Și în momentul ăla, de fapt, este clar că te bucuri de beneficiu de a-ți redobândi funcția, dar devii și dependent de furnizorii de tehnologie care îți asigură acele îmbunătățiri. Și în momentul ăla, cum te poți numi? Redobândești niște funcții cu un preț. Cum se cheamă persoana care plătește un serviciu? Clientul. Clientul cui? Te rog. Ochelarul. Face parte din transumanism. Acum, telescopul este o expresie a transumanismului sau microscopul? Eu nu mă plimb cu telescopul pe o toată ziua. Da. Dar după cum ați descris dumneavoastră aceste chipuri, ochelarul se încadrează? În momentul ăsta, ochelarii sunt ușor de substituit prin lentile care se aplică direct pe cornee. Știți lucrul ăsta, da? Și oamenii care au fost etichetați toată viața drept ochelariști scapă de această stigmă prin faptul că au o lentilă care, aplicată pe cornee, salvează de ideea de a purta ceva pe nas. Știți asta. Doar că asta presupune ca și cost de disconfort de a ți le instala și de a le scoate atunci când ai nevoie. Ar fi exagerat să ne grăbim să considerăm că toate aceste îmbunătățiri cu beneficii reale sunt marca unui curent. De fapt, ce putem încadra la nivelul acestor contribuții tehnologice în acest curent transumanist sunt acele contribuții care zilnic ajung să-ți fure din libertate, din capacitatea de discernământ și îți fură posibilitatea de a spune într-o zi stop. În momentul ăla putem să spunem că avem de-a face cu contribuții tehnologice care vin cu un cost foarte mare, și anume pierderea libertății, de exemplu. Sau un cost mai mare decât cel pe care îți permis să-l plătești. Material sau imaterial, simbolic. Și în momentul ăla putem să spunem că ține mai degrabă de un asemenea curent. Dar să nu ne grăbim să încadrăm toate contribuțiile tehnologice într-un curent acest. Da? Și aici e nevoie de discernământ. Mulțumim.